merge. Are o îmbinare foarte, foarte eficientă și foarte greu de destructurat. O provocare și pentru mine, și pentru Dulgheri, și pentru Tinichigii, și pentru faptul că am schimbat și cumva forma tablei care vine așezată pe biserică, o formă mai nouă, o formă mai actuală, care împrumută ceva din mănăstirile moldovenești. Acum 120 de ani, 1897, a fost așezată turla și cred că este voia lui Dumnezeu și cu siguranță este voia lui Dumnezeu ca în perioada aceasta a Crăciunului biserica să fie acoperită cu turlă nouă, cu tablă nouă, cruce nouă și toate celelalte care vin din plină cu această lucrare de amploare. Este o lucrare grea, o lucrare frumoasă, dar mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere și tărie să împlinim și să săvârșim această lucrare frumoasă. Nu putem decât să vă dorim și să dorim și celor care ne-au ajutat și ne-au sprijinit și în al preasfințitului care a fost alături de noi în fiecare moment al acestei lucrări, să le dorim să aibă parte de sărbători alese și binecuvântate de Dumnezeu.